La ora actuală nu există nicio dovadă că acea contaminare s-ar fi întâmplat pe insulă. A stat pe insulă 4 zile, după aceea 4 zile a fost plecată în alt loc. Traian Bădulescu a precizat că nu au existat niciodată probleme medicale în tabăra Atlanticron. Merg de 22 de ani pe acea insulă și particip la lucrările Academiei de Vară Atlanticron. Niciodată nu am întâmpinat o problemă medicală gravă. Acolo există corp medical dotat cu toate cele necesare, inclusiv cu aer condiționat. Există o echipă de medici, o echipă de salvare, există apă potabilă, apă de cea mai bună calitate, apă plată la băritic, la pet, cantități arhi-suficiente. În al doilea rând este o tabără de copii, este o școală de vară, participanții sunt tineri. Dumitru Prunariu a transmis prin intermediul unui comunicat de presă că nu a dorit ca moartea nepoatei sale să devină subiect de dezbateri interminabile la televiziuni, în condițiile în care familia nu acuză pe nimeni de producerea tragediei.